Bună ziua, oameni buni! Iată-ne și sâmbătă după amiaza. Practic se termină prima zi de târg la Râmnicu Sărat. Ne-am adunat aici trupa de bază, unde e vin fiertul, cafea, ceai. Ne trecem și, bineînțeles, cum am promis, Babi, cu atât a mai rămas din două batoane. S-a consumat ca lumea. Îi dau cuvântul organizatorului, domnul Dan Puișoru, să ne spună câteva cuvinte, că a fost foarte cerut în mediul online în ultimul timp, că nu l-a văzut nimeni. Să ne spun. Domnilor apicultori, multă sănătate, în primul rând, tot ce vă doriți, butoaie pline și să aveți familii sănătoase în 9 ani. A fost o zi frumoasă, superbă, apicultorii au venit în număr foarte mare și au achiziționat unelte și accesorii apicole, inclusiv rame, studi. Îi așteptăm și mâine pe binevoitorii să vină la acest târg de marca 11-a ediție a Târgului Apicol de la Râmnicu Sărat de Mire și Produse Apicole. Ce să vă mai spunem? Expozanții sunt mulțumiți, oamenii au stat la coadă efectiv la cumpărarea uneltelor și utilajelor apicole, la fiecare firmă consacrată, că a fost Farma Veli, că a fost Magazinul Apicultorului, materiale apicole, cei cu mânere de la Alirom, inclusiv cei cu ceara. Dragoș, o să vă dea un tur de forță acum, prin târg și să vedeți firmele consacrate care au venit la târgul de la Râmnicu Sărat. Ștefane, fă un tur de orizont, merge așa pe la fiecare stand, adică mergem împreună și vedem, ca să luăm așa la rând, să vedem ceara în partea asta. Așa cum v-am promis, frații Rășcanu, dar ia, frățiorul mic, haideți să vă-l prezint. Stați așa. La Rășcanu vă gândeați numai la Rășcanu el mai mare. Dar aici avem și pe ceilalți doi, ca să înțelegeți că sunt trei frați Rășcanu, da? Salutăm. Salutăm toți apicultorii. Gabi. Petru. Și Petru. Pe lângă Dan. Voi toți știați de Dan, dar ca să înțelegeți. Ei sunt trei frați, ca mereu se treabă lumea, deci sunt trei frați Rășcanu în final, ca să știți cu cine... Unul a vrut să stea ascuns. Și suntem aici prezenți, bineînțeles, cu fagurii au mers bine, mâine o să meargă și mai bine, că o să vină frații noștri adventiști și doamne, sigur va fi treaba... Bine primiți oricând. Da, da, va fi treaba bună. Și hai să o luăm acum, să mergem să prezentăm și celelalte expoziții. Da. Bineînțeles, să încep cu Laura, în primul rând. Laura care a plecat chiar cu 5 grade. De ariciu sistemat. Deci, piesa de rezistentă e ariciu. Ăsta care nu e de vânzare pentru că are valoare inestimabilă. Nu se poate vinde ariciu. În spate, Rodaxul. După aia am avut Rodaxul cu centrifugi, descăpăcitoare. Bine, aici avem Farma Feli. A, și apropo, nici n-a venit ora 10 și turtele superproteice de la Dulcofru s-au și terminat. Deci e o problemă, fabrica nu face față la producția de superproteic. Nu face față. Se vând foarte, foarte repede retărguri turtele superproteice. Mai avem, hai să vedem ce mai avem aici. Atât la târgul de la Râmnicu, atât am mai găsim turtă cu plante și turtă simplă, siropul. Ce vreau să vă prezint, Apitotalul. Foarte bun de dat în prima perioadă. Și cei care sunt adepți de dat la punguțe, să pună în punguțe Apitotal să dea la albire. V-am mai pomenit eu... În niște filme v-am pomenit de acest binectar. Vedeți, e un produs mai complex, cu minerale. Așa, iar aici produsul simplu, apinectarul. Așa. Mergem mai departe. Avem magazinul apicultorului cu o gamă variată de produse. Și la fel cum v-am prezentat, vreau să vă arăt și astăzi. Nucleu, o să fac niște filme speciale numai cu acest nucleu. O să vorbesc cu George că mai trebuie adus o piesă la acest nucleu. Să iasă complet și o să vedeți că va fi ceva deosebit acest nucleu din perechiere. Unde putem crește una,
două sau patru regine, fără absolut nicio problemă și ce mai interesant, se va putea ierna în el. Aici avem de la pietrele de la Vaslui. Uite, l-avem chiar pe patron. Da. Și ce-mi pare bine că e un băiat tânăr și s-a pus și el pe produs turte. Și prețuri bune. Și prețuri bune, uitați. Avem, filmează Ștefan, aici are toată gama de turte. Ce înseamnă băieți tineri și doamna prezentă ca întotdeauna. Susține efortul și rezistă. Nu-și lasă hashtag soțul. E de la hashtag rezist. Și face față aici. Sunt prezenți la toate turgurile, băieții. Așa, mergem mai departe. Aici la Dan Puișorul, dar am vândut lăzile. Vă că Dan, unde sunt lăzile? S-au terminat. Dan a terminat lăzile. Dar avem pășcucă de la Moldova, care ne prinde roiuri. Uite, ia, uite ce face, ia uite-l pe roiul, hai, o invenție, stai să țin așa. Uite, aici facă roiul. Ridică-l în sus. Hai să fac. Fac și l-am ridicat sus. S-a luat roiul. S-a luat și l-am pus în stup. Invenție de la Pasarabie. Hai să vedem, da. Ștefan, te rog frumos, eu folosesc produsele astea și am fost chiar foarte, foarte mulțumit. Acum vine Costea să ne prezinte... Să-l punem să ne prezinte. Costea, vino, te rog frumos. Și hai, expune niște lucruri foarte deosebite. Bună ziua! Mă numesc Constantin Cojocar, de la Republica Moldova. Deci vrem să vă spunem că am adus aici la Râmnicu cu Sărat medicamente rusești din Rusia, care sunt foarte efective. Deci iată, avem aici Paradez, Amipol, Ecopol, Apidez, Lovalidez, și mai avem și stimulatoare pentru regină. Deci persoanele care au folosit din apicultorii care au folosit din Republica din România, sper că nu sunt dezamăgiți de aceste medicamente. Așa că vă spuneți să folosiți cât mai mult medicamente rusești. Varoa, foarte scăpați de varoa. O să aveți familii foarte puternici și bune. Deci ei folosiți medicamentele rusești. Iată mai avem aici bipin, care este foarte, foarte bun de bipin, să știi. Pentru ce nu știi, este amitraz. Este amitraz, știi. Da. Bine că și cu mierea. Deci avem aici și o gamă de miere, care este foarte, foarte bogat în diferite vitamine. Deci ca să nu umble oamenii, să nu umble prin farmacii, prin spitale, folosească miere. Folosind mierea, vor fi sănătoși. Lavandă, oregano. Deci avem aici miere de lavandă, levanțică, avem miere de salcâm, avem miere de salvie, avem miere de hrișcă, avem miere de oregano. Avem, ce mai avem aici? Cam astea, nu le-am luat toate de la Republica Moldova. Deci, oamenii, consumatorii de produsul apicului, folosiți produsele apicului, o să vă simțiți cu mult mai bine și o să-mi luați prin farmacie. Aici găsim tot așa niște prieteni vechi. Produse apicole. Cei mai mari procesatori de miere, nu? Da. A începutul din România. Un om care a deschis piața bio. Pentru că mulți discută astăzi despre apicultura bio, dar puțin știu că domnul Traian Dobre a deschis în România acest concept de apicultură bio. El a fost primul. Ce s-a întâmplat ulterior e poveste, dar primul a fost Traian Dobre. Și el în continuare... La o vârstă se ocupă foarte. Da, da. Și ce are în borcan întotdeauna e o miere puțină, dar selecționată și sigur, nici nu fac probleme, este o miere de calitate. Garantat. Iar aici îl găsim pe prietenul nostru de la Brăila, celebrul producător de colectoare de polen. El vine mereu, la toate târgurile îl vedeți prezent, are colectoarele făcute și pentru plăcuță de zbor. Da, pentru plăcuța de zbor fixă. Așa. Se aplică peste plăcuța de zbor, se agață cu două șuruburi foarte rapid pe stup.
se ridică, se coboară